Rezultatul și plângerile penale, două probleme. Gata. Merge. Rezultatul votului, așa cum a reieșit în urma numărătorii, 22 de voturi pentru subsemnatul, 14 pentru domnul Iulian Dumitrescu și un vot nul, de ce am înțeles. Așa cum a fost promezat, alianța care a funcționat și la municipiu, a funcționat și la Consiliul Județean, în privința celor afirmate de către colegii de la PNL, că votul nu a fost secret. Votul a fost secret, așa cum prevede legea. Problema care eu am adresat-o către colegii la PNL, de ce și-au dorit atât de mult să aibă această secretizare a votului? Pentru că din informațiile noastre care au culminat în urma unei decizii a biroului să adresăm o plângere către instituția abilitate, pentru că mai mulți colegi ai noștri au fost abordați de diversi indivizi, cunoștințe în general, care au solicitat ca dânsii să schimbe votul. Iar noi am considerat că se poate recurge la șantaj, amenințare, în caz că nu îndeplineau această cerință. Și am făcut o plângere penală către parchetul de pe lângă judecătoria Ploiești. Împotriva cui? Împotriva PNL, da. Și la DNA s-a depus această plângere? Am trimis-o și pe fața la DNA, da. Ok. Aceste persoane care le-au abordat pe celelalte din partidul dumneavoastră sunt membri ai vreunui partid sau vorbim pur și simplu de jocuri? Unii sunt, asta rămâne să investigheze și autoritățile abilitate. Da, li s-a spus este o plângere, iartă-mă, este o plângere în rem sau o plângere care conține nume și acuzații? Nu, nu conține nume și acuzații, asta organele abilitate trebuie să investigheze. Dar noi am luat această măsură de precauție pentru că deja era foarte multă presiune pusă pe umerii colegilor noștri. Dar cum sunau acele amenințări? Spuneați că plângerea a fost împotriva PNL. Îi se spunea votează cu PNL, altfel... Altfel îți pierzi locul de muncă și așa mai departe. Când a fost depusă plângerea?